Și pescarii adunați pe malul râului Istru au sperat să prindă cât mai mult pește în ultimele zile până la profundiție. Puțini sunt cei care vor merge acasă cu plasa plină. Iar cel mai mare pește prins cântărește aproximativ 200 de grame. Foarte mic. Pentru râu e foarte mic. De obicei prindeți mai mari? Da, sunt mai mari. Mai mici, mai mari. Cam cât aveți aici? 2 kg. Chiar dacă prada nu a fost pe măsura așteptărilor, pescarii spun că plăcerea este enormă. Vezi că pohoda se ne precrasnă. Мы сидим, отдыхаем. И даже не столь важно, что не клюет. Мы просто балдеем. Pentru a nu sta numai cu ochii pe undiță, unii pescari își pun clopoței pe undiță. Fără clopoței trebuie să mă cu ochii acolo. Când este, nu se văd, noi să le facem. De cât timp vă ocupați cu pescuit? Ce mai țin minte? Prin 92, 94, undeva anii ăștia. Большой гурман рыба, понимаете? Поэтому мы ей предлагаем то, что она захочет. Масло конопляное, ванилин, корица. Все рыба любит. Здесь семечки, тертые с сухарями. Интердикция на пескуит va intra în vigoare pe 1 aprilie și va fi valabilă 3 luni.